Conform statisticilor, în urma susținerii bacalaureatului de toamnă au promovat un număr de 8.290 de candidați dintr-un total de 34.577 de candidați prezenți. În funcție de anul școlar în care au absolvit studiile liceale, peste 6.000 de elevi provin din promoția 2015-2016, iar peste 2.000 dintre aceștia provin din promoțiile anterioare. Datele mai arată că peste 7.000 de absolvenți au absentat de la susținerea probelor, în timp ce peste 26.000 de candidați au fost declarați respinși, iar dintre cei promovați nu au obținut medii de 10. Ministerul Educații și cercetări științifice a comunicat și faptul că procente de promovare peste 30% s-au înregistrat în județele Alba, Neamț, Iași, Brașov și Botoșani, iar pe lista județelor, cu rata de promovare sub 20%, se află Ilfov, Gorj, Satu Mare și Suceava. Rezultatele sesiunii a doua de toamna a pot fi văzute pe adresa bacalaureat.edu.ro, urmând ca pe 1 septembrie să fie afișate rezultatele finale în urma contestațiilor. În funcție de forma de învățământ absolvită, elevii au fost distribuiți la zi, seral sau frecvență redusă.